Pentru astăzi am revenit din nou la voi cu o selecție de parfumuri pentru luna august, în buget desigur, de data aceasta fructate. Și o să vedeți aici tot felul de fructe, cum ar fi mango, ananas, maracuia, pară, licii, coacăze, da, de acolo. Bun, deci despre asta vom vorbi astăzi, în cele ce urmează, parfumuri fructate de buget pentru luna august. Bun, o să încep cu un parfum cu ananas, în buget, foarte accesibil chiar, care îmi place foarte mult și care m-a impresionat în mod plăcut. L-am luat blind și m-a uimit cât de frumos este și vorbesc despre acest Bushra de la Nasem, de pe Dubai Collection. Miroase foarte frumos, are mai multe fructe pe acolo, mai multe note, dar nota de ananas se simte cel mai și cel mai bine. Dacă vă doriți un ananas sau un parfum cu nota aceasta de ananas în buget, în care chiar se resimte foarte bine nota aceea și fructul în sine zemos, foarte bine copt, delicios de ananas, îl regăsiți în acest Bushra de la Nasem. Pe lângă nota aceea de ananas, mai are și alte fructe, din ce mă uitam acum peste notele lui, are și măr, zmeură, portocală, lămâie, nu pot să zic că simt zmeura. Poate mărul puțin și citrice, da, dar zmeura nu pot să zic că o simt. Da. În schimb, da, ananasul se simte foarte bine și cred că și sticluța aceasta descrie foarte bine. Faptul că întâlnim aici un fruct galben și anume acel ananas copt, dulce, zemos. Foarte mult îmi place. Plus că avantajul lui este că, da, este un parfum în acela pe bază de apă care lasă senzația aceea de piele hidratată, se potrivește foarte bine în perioada aceasta, în vacanță, la mare, la piscină, l-am folosit foarte mult la mare, în vacanță, mai ales în momentele în care pielea poate era un pic bronzată și atunci nu am vrut să agresez pielea cu, nu știu, un parfum pe bază de alcool, așa că a mers foarte bine acest Bushra și alte parfumuri pe care le-am de la Nasem, îmi plac foarte mult, inclusiv și acest Bushra. Bun, mergem mai departe că v-am înnebunit cu acest parfum. Următorul parfum este unul cu mango pe care îl ador și vorbesc despre acest Mango Punch de la Emir, care se inspiră din Mango Skin de la Wilhelm Parfumerie și îmi place atât de mult. Inițial, nu mai știu, mi-am luat uleiul, cred că inițial mi-am luat uleiul și mi-a plăcut foarte mult uleiul de la Oud Arabin, nu mai știu cum se numește. Și văzând cât de mult îmi place uleiul, mi-am luat și Mango Punch. Am impresia blind? Câte am test? Cred că l-am luat blind și da, îmi place enorm de mult. Asta în condițiile în care eu nu știam cum miroase Mango Skin. Minunat. Am înțeles că mai există și de la, cum se numea brandul acela, Rogue Parfums, tot unul inspirat după Mango Skin. Mi-am comandat mostră să-l testez și pe acela, sunt foarte curioasă. Din ce am înțeles, acela ar fi mai cremos, acesta e mai apos, așa, mai fructat, mai lejer un pic, dar sunt curioasă și de cel de la Rogue. Și de asemenea a mai apărut unul ceva mai nou pe site, nu mai știu cum se numește, tot cu mango, care se inspiră din Mango Kiss Sole de Jeda Mango Kiss de la Stefan Amber Lucas și de cele sunt foarte curioasă și mi l-am comandat blind. Bun, revenim la acest Mango Punch de la Emir, îmi place foarte mult. Într-adevăr, se resimte nota aceea de mango, la fel delicios, suculent, destul de bine copt, dar și un pic verde. Mi simte așa cu tot cu coajă cumva. Se mai simt și ceva note citrice, cred că portocală, da? Îmi simte portocală, mă duc gând la un cocktail non-alcoolic cu note, v-am zis, de mango și portocală. Absolut delicios, îmi place foarte mult. Mi se pare echilibrat de dulce, nu este nici prea dulce, nici prea fresh, potrivit pentru perioada aceasta, când e destul de cald, e chiar caniculă, aș putea să zic.
Da, îmi place mult de tot. Din ce am văzut, are și vanilie, se pare. Da. Ananas, mango, mure, se pare că ar avea ceva citrice pe acolo. Da, ananas nu pot să zic că îl simt, în schimb mango, portocală, zic că e ceva citrice pe acolo, eu simt portocală destul de bine. Un pic dulce, dar nu pot să zic că simt vanilia în el. Dar da, este clar un fructat tropical, delicios, dulce, suculent, pe care îți vine să-l mănânci. Da. Pe mine, din ce am văzut, persistă undeva între 4 și 6 ore. Acum depinde și cu ce cantitate m-am dat și activitățile pe care le fac în ziua respectivă. Dar eu zic că persistă decent și da, merită, e clar un buget. Ok, mergem mai departe la următorul parfum. De data aceasta avem un parfum cu fructul pasiunii sau maracuia, absolut delicios, și anume acest Miami Glow de la Jennifer Lopez. Foarte frumos, un tropical foarte drăguț, v-am zis, cu acel maracuia, cu cocos. Miroase atât de bine, are și ceva citrice pe acolo. Grapefruit. Stați să verific. Da. Grapefruit are. Și ce mai avea? Mai avea ceva. Bine, are ceva flori pe acolo. Și se simte și baza aceea moscată, într-adevăr, oarecum săpunos, dar și un pic dulce, dar dulceața aș zice că vine mai degrabă de la fruct, deși zic că au și vanilie, are și vanilie, dar la fel nu pot să zic că vanilia o simt, se simte foarte bine moscul acela săpunos și fructul acela de maracuia. Da, minunat parfum, îmi place foarte mult. Acum, pot să zic că acum câțiva ani îmi plăcea și mai mult, în continuare îmi place, un parfum frumos, dar am descoperit altele pe care le-am purtat mai mult în această vară. L-am purtat și pe el, dar nu foarte mult. Vedeți că am încă destul de mult în această sticlă. Da, dar e un parfum care vreau să rămână în colecția mea pentru că chiar îmi place. Ok, punem aici. Mergem mai departe la următorul fructat delicios pe care îl ador, un parfum cu licii, și vorbesc despre acest Cahier Fusion de la Paris Corner, care se inspiră din Eden Sparkling Licii de la Kayali, un parfum foarte delicios, fructat, așa zemos, simte și ceva zmeură pe acolo. Își deamă ce gândul la fructe roșii, dar se simte foarte bine și nota aceea de licii apos, pentru că da, este un parfum apos. Fructat, dar și dulce în același timp. Îmi gândește, parcă avea vanilie și ceva, nu știu, zahăr, vată de zahăr pe acolo. Și da, se simte că pe lângă acele fructe apoase, licii și zmeură și ce mai are pe acolo, se simte și ceva dulce. La fel, nu pot să zic că simt foarte bine nota aceea de vanilie. Este într-o cantitate mică atât și nota aceea de zahăr, la fel cât se dea puțină dulceață parfumului, dar la fel mi se pare echilibrat de dulce, nu este prea dulce, nu este dulce la acela copleșitor nici pe departe. Minunat! Deci, Cahier Fusion de la Paris Corner, un fructat delicios, care persistă decent pe mine, la fel, undeva 5-6 ore, ceea ce este mai mult decât suficient pentru o zi toridă și caniculară de vară. Bun, mergem mai departe la următorul parfum despre care vorbim, un parfum cu pară, cacao, din câte mi-amintesc, și ceva note florale pe acolo, foarte, foarte frumoase, și vorbesc despre acest Anais Premier Delis de la Cacharel. Este un flanker al lui Anais, dar nu are nicio treabă cu originalul. Aici avem o variantă tinerească, mult mai portabilă, clar. Originalul era un fel de parfum care merge oarecum în zona aceea old school, vintage, nu mai știu dacă era de hidic sau nu, dar clar e un parfum vintage. În schimb, acest Premier Delis, care este un flanker, v-am zis, este tineresc, este jovial, este plăcut, fructat, delicios. Un fructat atât de frumos, care efectiv îți lasă apă în gură. Aseamănă puțin cu Irezistibile de la Givenchy. Acela, din câte mi-am amintesc, avea pară și trandafir, parcă.
Acesta nu are trandafir, se pare că, stați mine să văd ce flori, are bujor și zambilă, din ce văd. Dar se simte ceva floral acolo, nu pot să zic că simt trandafir, cum se pare că ar avea, v-am zis, irezistibile, cu care este asemănat. Dar de apar aceea delicioasă, suculentă, zemoasă, bine coaptă, din deschidere, se simte foarte bine. Acum nu este un parfum care să persiste, este o apă de toaletă, din câte mi-amintesc. Da, undeva pe la 3 ore cam atât duce, dar e foarte frumos, clar este în buget, sticluța aceasta la 100 de mililitri a fost în buget. Eu am de anul trecut, a consumat foarte mult, cred că mai am puțin de jumătate din această sticlă, atât de mult mi-a plăcut și da, chiar îl recomand. Bun, mai departe, următorul parfum fructat despre care vorbim, o să fac aici un pic de spațiu, este un parfum de la Zara, un parfum care se inspiră și el într-un altul mai scump, și anume acest Vibrant Leather for Her, care se inspiră din Creed Aventus pentru femei. Da, din câte știu, Creed Aventus avea ananas, oare? Ananas, citrice, moscat, lemnos pe acolo, cred că vetiver. Acesta m-a uitat peste notele lui, are o notă de strugurei roșii, care bănesc că sunt coacăze roșii, ceva de genul, paciuli și piele. Și da, se simte într-adevăr ceva fructat, vesel, jovial, dar în același timp și o notă de piele, dar nota aceea de piele este chiar foarte plăcută, nu este rigidă. Nu merge, v-am zis, într-o zonă, știu, prea serioasă. Într-adevăr, este un parfum ceva mai elegant, având nota aceea de piele, dar în același timp, fiind fructatul acela vesel, plăcut de vară, la fel, este perfect echilibrat, nu este prea fructat, dar în același timp nu este nici prea serios, dar cred că merge și la birou purtat, atât de mult îmi place. Îmi dau mai devreme aici cu el pe mână, ca să mi-l amintesc. Nu am apucat încă vara aceasta să-l port așa cum trebuie, dar am doar o singură sticlă și țin de ea. Nu știu dacă se mai găsește la Zara, pentru că este un parfum din ce am văzut lansat în 2021. Îl am și eu deja de ceva ani și vai cât de mult îmi place. Și să știți că persistă foarte bine. M-a uimit parfumul acesta. Cât de bine persistă. 5-6 ore îl resimt, ceea ce este wow, e dens așa, nu zboară repede de pe piele și are și siaj. În primele 2 ore, o oră, două, chiar proiectează foarte bine și da, nu știu dacă îl mai găsiți, chiar vă recomand să-l testați, e minunat pentru mine, îmi place mult de tot. Bun, și din ce am înțeles, ar fi cam cea mai bună clonă sau inspirație pentru, am zis, Creed Aventus pentru femei. Deci, da. Ok, eu nu știu, original nu l-am testat, dar acesta de la Zara este absolut minunat. Mergem mai departe la următorul fructat delicios pe care îl ador, fructat floral, aș zice, din care am terminat o sticlă și am început de curând o altă sticlă pentru că l-am recumpărat și vorbesc despre acest Amo Ferragamo Flowerful. Am avut și varianta Amo Ferragamo, la un moment dat nu am mai putut cu ea, ceva din el mă deranja, așa că l-am dat. În schimb, varianta Flowerful, care este o apă de toaletă, din câte mi-amintesc, îmi place enorm de mult. Atât de mult încât v-am zis, l-am recumpărat. Vreau să-l am, nu știu, în fiecare vară, parfumul acesta în colecție, atât de mult îmi place. Este un parfum fructat cu coacăze, din câte mi-amintesc, iuzu, ceva campari, într-adevăr se simte oarecum așa ca o băutură efervescentă, răcoritoare, ca un cocktail non-alcoolic fructat, dacă vreți, cu acel campari, coacăze cu iuzu, dar în același timp are și ceva flori pe acolo, nu mi-amintesc exact să vă zic ce flori are, dar este un parfum care, per total, mă duce gândul puțin la Pera Granita de la Guerlain, gama cu alegorie, v-am mai zis lucrul acesta. Într-adevăr, acesta nu are pară, dar îți dă genul acela de vibe, am vrut să zic. Da, nu știu, mă duce gândul la acel parfum și da, îmi place mult de tot.
Bun, mai departe. Nu am uitat să vă menționez, pe lângă parfumuri fructate, am adus lângă mine și câteva parfumuri marine, așa, cvatico marine, dar unele dintre ele conțin și note fructate. Următorul, din câte știu, nu are note fructate, și anume acest Talasoterapii de la Tezorii de Oriente, care este un parfum acvatic, 100% dacă vă doriți, nu știu, marea, într-o sticlă. Întreaga lume subacvatică, marină, îl găsiți în acest Talasoterapii. Este foarte accesibil. Din câte știu, se inspiră din Rem, de la Reminiscence. Foarte frumos. Într-adevăr, eu nu prea sunt cu parfumurile acvatice. Recunosc că nu este parfumul meu, nu știu, favorit 100%, dar e un parfum frumos pe care îl apreciez pentru că se simte într-adevăr, chiar mă duce cu gândul la mare, chiar mă transpune acolo. Mă duce gândul la apa sărată, la alge, la briza mării. Foarte frumos, foarte interesant și foarte accesibil, deci da, merită. De persistat undeva 3-4 ore, dar e frumos, chiar e frumos. Bun, următorul parfum este un fel de acvatic fructat. Eu simt, resimt în el ceva note acvatice, dar el, din ce am văzut pe fragrantic, are multe fructe acolo listate, bine, are multe note în general, și vorbesc despre acest Laguna de la Salvador Dali, care cred că este și discontinuat, din câte știu, parfumurile acestea de la Salvador Dali au fost scoase, eu am două în total. Da, acesta este un fructat care are multe note. Dați să văd pe unde să mai dau cu el. Are multe note. E un parfum foarte interesant, cu un miros unic. Un fructat ușor acvatic, mentolat așa. Îl simt foarte bine, o notă de mentă rece în el. Și parfumul în sine e rece, cumva am dat senzația aceea răcoritoare. De aceea se potrivește foarte bine, v-am zis, iarăși pentru o zi caniculară de vară. Într-adevăr, este un pic dulce cumva, nu știu dacă are vanilie sau așa, dar simte ca un fructat mentolat, un pic dulce. Iarăși și acesta mă duce gânătul la un cocktail de fructe, non-alcoolic, cu multe fructe, nu știu, ananas, măr, piersică, tot felul de fructe, acolo un melanj de fructe, puțină mentă, poate și ceva citrice. Oh, ce frumos e! Și puțină vanilie. Da, are vanilie și de asemenea are și cocos, din ce am văzut. Da, e frumos, e drăguț, îmi place. Îmi bucur că am o sticlă mică. Mică, într-adevăr, nu mă dau eu foarte mult cu el. Nu este parfumul acela to go, de vară, spre care să întind mâna. Dar e un parfum cu miros unic în colecția mea, pe care chiar îl apreciez și da, îl țin. Vedeți că l-am păstrat, l-am deja de câțiva ani și îl păstrez pentru că îmi place. Bun, și am ajuns și la ultimul parfum, care iarăși este un fel de parfum marin, acvatic, da, puțin citric. Și vorbesc despre acest Salty Breeze de la Autobiography. Este un parfum nou intrat în colecția mea, l-ați văzut în haul, de pe Dubai Collection, deci Salty Breeze de la Autobiography. Acest parfum se inspiră din Wood Sage and Sea Salt de la Jo Malone, un parfum care îmi place foarte mult, dar pe care nu l-am în colecția mea. Într-adevăr, este un parfum acvatic marin foarte, foarte frumos. V-am zis, cred că clar, îmi place mult mai mult decât Talasoterapii și acesta e frumos, v-am zis, îmi place că mă transpune acolo, dar acesta, nu știu, e mai feminin, îl văd cumva, deși el este unisex, din câte știu, dar înclină oarecum feminin pentru mine acest parfum. Și da, e sărat, iarăși simt briza mării, apa sărată de mare, dar într-un mod cumva mai aerisit așa. Pe Talasoterapie ca și cu, îl văd ca și cum, nu știu, m-aș scufunda cu capul în mare și aș vedea acolo lumea aceea subacvatică cu alge, sare și așa mai departe. În schimb, pe acest Salty Breeze, exact așa cum zice și numele, exact așa îl simt și eu, ca pe o briză sărată de mare, aerul acela proaspăt, răcoritor așa, ca și cum te plimba seara pe malul mării sau dimineața de vreme.
Exact așa se simte, îmi place foarte mult, se simte natural, plăcut și seamănă foarte bine cu originalul, deci da, dacă vă place și vă, nu știu, nu vreți să dați banii, la fel ca și eu, pe Jo Malone, vă recomand acest Salty Breeze de la Autobiografie, chiar merită, foarte frumos. De pe stat încă nu știu ce să vă zic, pentru că nu l-am purtat prea mult, dar tind să cred că are o prestență medie. Bun, și cam astea au fost toate parfumurile fructate și marine despre care am vrut să vorbim astăzi, parfumuri în buget și potrivite pentru luna august. O să revin și cu o selecție de parfumuri ceva mai high-end, cred că o să fac o selecție sau două, nu știu, depinde, cu parfumuri de designer și nișă, poate tot așa fac partea întâi și partea a doua, sunt sigură că o să se adune destul de multe. Bun, cam atât pentru astăzi. Lăsați-mi și voi în comentarii, desigur, ce parfumuri de buget purtați și recomandați voi, purtați în această perioadă și recomandați. Da, vă pup! Vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem foarte curând la un nou video. Pa, pa!